Fetele vorbeau în seara aceasta despre doamna Daniela și despre situația cu Laura Cristian. Spunea Eliza despre doamna Daniela că nu se aștepta să plângă și că a văzut-o fiind tristă din cauza aceasta, dar nu se aștepta să o vadă plângând. Iar Laura zicea că cel mai tare a durut-o faptul că ea a făcut totul pentru relația aceasta și de aceea a fost dureros. Deși a încercat și a făcut tot ce ține de ea ca să fie bine, tot nu a fost din partea lui, mai spunea Laura. Iuliana i-a spus direct, nu a fost dorință ce e așa greu de înțeles și Laura spunea în continuare că ea a făcut tot ceea ce a făcut pentru că a simțit și Eliza îi zicea că asta e cel mai important, să facă totul din suflet. Oricum, Laura zicea că abia așteaptă să vorbească cu el, speră să apuce, pentru că mâine este gala și nu știe cât timp este la dispoziție.